O comis la beție la Nisporin. Un bărbat de 61 de ani a fost ucis în bătăi de către amicul său de pahar, un tânăr de 24 de ani. Suspectul a fost judecat anterior pentru incest. Poliția a fost sesizată despre cele întâmplate în data de 14 noiembrie, în jurul orei 18 și 15 minute, chiar de către bănuit. Oamenii legii au aflat că câteva ore mai devreme victima împreună cu bănuitul consumau băuturi spiritoase acasă la unul dintre ei în satul Zberoaia. Când alcoolul s-a terminat, ambii s-au dus la magazin să cumpere țigări și să mai consume și acolo ceva tărie. În drum spre casă, între bărbați, s-a iscat un scandal care a generat în bătaie. Orbit de furie, tânărul i-ar fi aplicat bărbatului de 61 de ani mai multe lovituri cu pumnii în cap. Victima a căzut fără suflare la pământ. Când și-a dat seama ce a făcut, tânărul a sunat la 112. Din nefericire, bărbatul de 61 de ani a decedat până la venirea ajutoarelor, suspectul cu antecedente penale locuia de unul singur și nu era angajat în câmpul muncii, el a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal pentru omor.